Das war's für dich. Da, uitați, acum la ora asta stăm aici că nu ne dă dreptul la lucru. S-a închis poarta, nu vrea să ne lase să intrăm, salariile zice că nu ne bagă. Hotărâți statul român să se ostătărească, pentru că este domnul Chibuțu care ne-a luat toate drepturile. Care-și bat joc de noi, frate. Care-și bat joc de noi. Avem familia ca și copii, uitați, nu ne lumea stă aici fără servici. Noi vrem să muncim, nu să cerșim. Parcă suntem boschetari, frate. Avem familia ca și copii. Ne ține aici ca pe sclav. Am trei copii, ce le pun la copii de mâncare? De serviciu nu ne mai primește bani, unii ce le dau de mâncare? Vă rog frumos să se ia măsuri, să se dea hoții ăștia deoparte, să ne lasă să muncim. Noi venim la muncă să muncim, să închizi porțile, că nu ne mai dă dreptul la muncă. Să ne spună motivul, frate. Să ne spună motivul, pentru ce? Sunt salariat la Next City aproape de 5 ani. M-am strâns aici cu toate că sunt bolnav. Uitați-vă. Și am venit astăzi de acasă. Bolnav cu mijlocul. De-abia pot să stau. Am venit ca să încerc și eu drepturile mele. De 5 ani de zile, toată suflarea asta care e aici vrea ca să-și ceară drepturi. Drepturile noastre sunt undeva ascunse, nu le știe nimeni. Noi nu trăim din vise. Noi trăim din realitate. Aici ne împărțim mai mult decât acasă în sânul familiei. Nu cerem altceva decât drepturile la toată lumea care e aici. Avem un răspuns. Și vrem și noi un răspuns de la direcțiune.